Nu știu, bă, ce să zic. Bă, ce lentă l-au pedat, că Dumnezeu vrea să dormim pe apă. Ne făcea pești, foci, castori ne făcea. Nu? Bă, da, nu e, că ce zici, nu are treabă una cu alta, Fericel. Cum nu are treabă? Bă, hai să te întreb. Omoară pene? Cum trebuie să aibă pene, mă, n-avem? Deci n-avem. Deci măcar, cel puțin pe teorie, noi n-avem cum să zburăm, adică că dacă Dumnezeu vrea ca să noi să zburăm pe deasupra copacilor, așa, ful-ful, vulturi, porumbel sau așa, ne făcea pene. Nu ne-a făcut. Dar atenție, omul tot zboară, pentru că mintea lui a inventat avionul. Deci nu se pupă cum zici. Puta să-l trec cu apă, du-te bă de aici, mă, că n-are cum din să cred așa ceva. Are, mă, cum și este și chiar foarte bun. N-a auzit că omul ăla a zis că e cel mai bine din viața lui care a dormit vreodată, că saltea, îl ia așa în brațe, cum era odată, că îl ținea măsa ca să-l leagă cu biberonul în gură. Mă, să mă ia pe mine saltea în brațe noaptea, nu trebuie mie așa ceva. Plus că mă mai gândesc acum, se sparge, Doamne iartă-mă, salteaua acolo, umpli casa cu apă, faci mai inundația și mai risc să te mai șinici acolo. Du-te, bă, de aici, lasă-mă în pace. Am uitat. Bă, mă, Fericele, am uitat de obiceiul tău. Că tu, seara, când te duci la culcare, îți pui pijama de satin, frumoasă, elegantă, și la bruții cuțitul, nu? Bă, tu dormi cu cuțitul în buzunar, bă, tu ești croitor, să dormi cu farfica la tine, să spargi saltea. Du-te, bă, de aici, bă, să zice chiar așa. Nu-aș putea să dormi într-o saltea de aia. Tu să-ți seama cum amețiște aia acolo de bă, zăpăcește de cap. Păi foarte bine faci, tu vorbește de tine. Că poate cazul tău ăsta, dar la mine nici nu se pune. Dau un exemplu de studiu. Eu când aveam la un moment dat lucrare la Slobozia, făceam naveta cu tren. Păi eu mă puneam acolo dimineață, greu, până la Slobozia aia drumul lung. Pac, mă urcam în trenul. La tine, la mine era eu. Mă rog, stăteam frumos, puneam capul pe geam. Bă, deci știi cum mă legăna? Imediat mă lua somn. Știi ce bine dormeam? Păi dacă eu dorm bine în tren, nu dormeam bine pe saltea de asta, mă? Păi tu te mă de aici, bă, ce lintă nou? Păi tu compari trenul care face tădâm, cu zici tu că face el doar pe partea și pe alta cu saltea cu apă care face... Și ca marea face toate felurile. Pe tu nu te gândești că la cât alcool avem noi, mai ales tu, dacă te pui pe aia, ești ca pe valurile mării, ca în barcă. Bă, păi să faci o rodă, nu mai știu pe unde să o scăm așa, lasă-mă în pace. Bă, ați aflat ce vrea să facă Vasile? Ce, mă? O mină aici, în mijlocul satului. O mină? Bă, ești prost. Bă, e nebun. Bă, da, exact. Deci, ce fel de mină e vorba? De diamante, de cărbune, de conifere, de care? Nu știu, mă, că de-aia am venit să întreb. Știe careva ceva? Bă, nici nu contează, mă, bine că deschide la noi sat o mină, mă. Bă, ne salvează satul, că nu mai muncește nimeni, nu mai are nimic treabă pe aici, prin satul ăsta, nu mai face nimeni nimic. Stăm cât, după lucrare, stăm câte zile întregi. Și când cade câte o lucrare, dă numai din astea. Mi s-a deranjat țigla, leagă și mi-e burlanul, vezi că mi-a scăpat cățeaua. Păi ce crezi, mă, că așa face treabă, mă? Nu așa se face treabă. Păi tu zici, mă, câte locuri de muncă ne face dacă se face mina aici? Deci, Brânzoi, mina este foarte, foarte, foarte importantă și foarte bună. Are dreptate, Fericel. Scuze-mă, Fericel, că te-am întrerupt. Dacă mai e ceva de zis, poți să zici că eu sunt gând la gând pe tine. Adică, băi, dă, într-adevăr, mina care asta se deschidă este foarte importantă. Dar trebuie să știi, trebuie să știi ce fel de cazmale să iei. Dacă trebuie cazma cu talpa lată, dacă faci mina mai așa, dacă faci mai îngustă, ție cazmuluță mai mică, așa, și târnăcoapel, atenție! E foarte important, că poți să dai cu târnăcopul în noroi. Trebuie să știi, dacă ai bolovani, e târnăcop. Dacă ai acolo să lucrezi pe fines la diamante, că trebuie târnăcop mic. Ca să nu spargi diamantele, după aia să alege praful de munca ta, este... Mă bag, șef de mine, pentru că trebuie, cum vă ziceam, trebuie organizare ca lumea și atenție! Să nu ziceți că nu v-am zis încă de la momentul zero. În mina mea nu o să vedeți niciodată picior de necalificat, am zis. Te mă, dar ce corcul nu intru, mă, nu mă bag. De ce, mai că de unde nu intri, de ce nu intri? Nu intru în mine, mă, că nu-s nebun. Nu ești nebun? Adică noi suntem mai proști? Sau cum? Adică tu refuzi munca fizică, ne lași doar pe noi ăștia? Nu înțeles, de ce să nu intri? Bă, dar abia am pomenit de mine și te și vezi șef de șantier, mă. Ce are dreptate, vezi, dracu, că stai cu târnă copelul în cap? Vezi să nu scade diamantele alea de-n buzunar, stai cu minte mai nebunit. Ziceam că nu intru așa, mă, că mi-e frică de întuneric. Că eu și acasă când dorm, las o luminiță acolo de veche, o lumânare aprinsă ceva, că dacă mă trezesc și văd întunericul, mă sperii, mă.
Și mai ales că acolo mine e strâmb. Și eu sufăr de claustrofilie de-aia. Dar rău de tot. Da. Ce? Aici seamănă cu tine, mă? Mai ții minte când ne-am închis în magazie pe tuneric cu țipai? Murlai ca din gură de șarpe. Ce, mă, eu? Da, aoleu, mă, micuța mea! Aoleu, mama! Eu? Mă, tu! E posibil, e posibil să am o... Mă, micuța mea! E puțin teamă de frică de... Aoleu! Știi ceva? Știi ceva? Ia mai dă-l dracu și pe Vasile ăsta cu mina lui cu tot, mă! Gata, nu permit! Ce faci, mă, întorsul ca la Ploiești acum? Hai noroc, băieți! Noroc! Băi, adevărat, mă, ce-am auzit? Băi, atât vă spun. Dacă eu prind picior de miner la mine în sat, fac urât de tot. Bă, urât, rău de tot, nu așa? Da. Ce da, mă? Du-te și am o bere, că m-am enervat. Da. N-ai, bă, dar ce te deranjează, mă? Cu ce te deranjează pe tine dacă faci aici o mină la noi? Nu mă deranjează, bă, mina în sine. N-am nimic cu mina, eu cu minerii am ce-am. Dar ce-i, mă, cu minerii ce-au? Uite așa, nu-i suport. Nu vreau să văd miner în față. Nu vreau să văd. Bine, dacă se rătăcește pe aici vreun miner, nu știe cum să ajungă la București, îl îndrum. Nu-l bat doar că e miner, știi, să-i dau bâte în cap și pumn. Da, bă, că doar intelectuale și studenții trebuie ca aftiți. Vezi că ești prost? Ce? Pentru asta o dai și pe următoarea. Bă, eu atât vă spun. Dacă Vasile vrea să facă mină la noi în sat, să alege praful de satul ăsta, bă. Praful și pulberea să-mi. Du-te, bă, de aici. Da, bă, numai dacă te gândești la praful și pulberea care iese de acolo. Mm. Păi se pune stradă la negru de unde ești pe case, pe mașini, pe oameni, pe tot. Normal. Și atenție, aceia care lucrează în vizuină, acolo înăuntru, vă dau un scris că în două luni, două săptămâni, ce două săptămâni, în două ore, și-a făcut praf plămânii că acum nu există. Cum așa? Păi de cum așa? Păi, bă, în mine este praf, aud, da sau nu? Da. Și cum zicea conseială, că se pune praful pe mașini, pe case, în mină, ai mașini și case, n-ai. Deci unde se duce praful? În tine, în ecosistem, îți intră prin nas, îți distruge celulele. Păi te trezești, dracu, în tine că nu mai e plământ deloc când sufli mucii scos creioane. Are dreptate, Celătanu, și vă mai zic ceva. Atenție, noi nici nu știm ce fel de mină vrea să facă aici. Da, da, și nici unde vrea să o facă tâmpitul. Dar ce mă contează unde o face? Mina e mină. Faci o gaură și scoți dracu ce e acolo. Băi, Brânzoi, tu când era la școală, ai fost la orele de geologie? Și de geodezie aplicată. Păi nu așa, bă, că mina sap și atâta. Mina se sapă în plan vertical, se sapă în plan orizontal, se sapă în zigzag acolo. Și atenție, când iese mina pe sub pământ în zigzag, atenție, tu nu știi unde e. Tuneluri peste tot, că n-ai acolo GPS ca să vezi cum e. Te trezești dracu, că vii pe drumul ăsta, zici, hai mă să mergem la oaie să bem o bere. Și mergi, pac! S-a surpat pământul sub tine. Bă, mori ca proxul acolo că căzi în dădăsubt pentru că te trezești că cineva, nu dau nume, zicem aleator, Coțel, care a muncit acolo, ca exemplu, care a muncit acolo, a făcut tunelul, a uitat să pună bârna de susținere, a uitat să facă pilonii principali și ștucaturile pe dădăsubt și te-ai dus. Corect. Așa e, așa e și o țin pe-a mea. Nu știm ce mină vrea să facă. Și e foarte important. Da. Doamne ferește, aflăm că o sta pe vreun zăcământ de aur, pă voi vă dați seama ce înseamnă asta? Să alege praful de satul ăsta, dispare fierbințul de pe hartă. Stai bă, că nu e bă chiar așa. Păi cum adică? Păi dacă eu aflu că casa mea e pe un zăcământ ăsta de aur, păi nu crește valoarea bă la teren? Bă, da prost ești, bă. Bă, da prost. Bă, tu n-ai văzut, mă, ce s-a întâmplat, mă, la Roșia Montana? Nu. Eu m-am documentat, mă, a venit străinii aia să ia aur. Să ia aurul, să ia argintul din pământ de acolo. Cum îl ia ei? Bagă în pământ toate nenorocire, toate substanțele alea otrăvitoare, bă, cianuri și toate... Bă, nici dracii nu mai stă în pământ. Nici dracii nu-i mai găsește acolo. Alege praful, e nenorocire. Du-te, bă, dai ce, bă, dar proști sunteți, mă. Bă, Firicele, ascultă-mă, că așa e. E nenorocire, e crunt. Păi tu știi ce rămâne după ce scoți tot aurul și argintul de acolo? Deșert. Deșert, pustiu, nu mai e nimic. Nu mai crește nimic din pământ. Nici apă nu mai poți să bei. Și eu vă întreb pe voi acum. Vrem noi așa ceva în satul nostru? Nu. Bă, eu nu. Mă, vrem noi așa ceva în satul nostru? Nu. Vrem să se aleagă praful de satul nostru? Nu. Și eu și vă întreb altceva. Vrem așa ceva în satul nostru? Nu. Deci eu zic că soluție, mergem peste Vasile, îl legăm de mâini și de picioare până zice tot. Băi, iată ce zic, mă. Iată ce zic că vine Rubi, ăsta sigur știe tot. Bă, urât-o mi-e polițaiul. Bă, toată viața i-am urât pe ăștia.
L-ați văzut, mă, că nici n-a salutat? Nae! Cozeală, brânzoi, firicele, eu! Când iese Robi din magazin, îl ciurim cu întrebările. Nenorociților, ce vreți să faceți cu noi, mă, a? După ce că ne fură Vasile, când ne fură, acum vrea să ne omoare de vii? Ce-i, bă, brânzoi? Brânzoi, brânzoi, nu mai urla așa ca un descreier, te rog eu frumos, trebuie să-l luăm mai încet. Trebuie să-l luăm ușor, că el, e, așa e, lasă, hai să schimbăm un pic strategia, scuză-mă, ce mai fac, mai Robi? Ce să fac, bine? Bravo, bravo, bravo. Bă, nenorociților! Bă, cum vreți voi să ne omorâți pe noi, mă? Bă, cum? Cum? Explică! Stai, bă, că nu știu nimic. Adică, hai, mă, terminați, mă, că sărăcesc micii lui domn primar. Stai pe loc! Eu te de-aia nu mai putem noi, că sărăcesc micii lui domn primar. Zi, mă, Robi, cum ne omorâți? Cum ne omorâți? Varianta clasică? Cărbuni în plământ sau a doua? Cu cianuri și cu toate nenorocirile. Zi mai repede! Bă, voi ați nebunit la cap, ce aveți? Sau e o glumă proastă? Că dacă e o glumă proastă, râd, da. Hai că am plecat. Bă, stai pe loc! Al dracu să fiu dacă mai faci un pas, dacă nu-ți bag punga aia pe gât cu totul. Băi, zi unde vrea să facă mina, asta vreau să spui. Unde vrea primarul să facă mina? Nu știu, mă, cum, bă, nu știi, mă, nu că nu știi. Zi unde vrea, arată cu degețelul tău în satul ăsta aproximativ, unde vrea să facă. Că eu vreau să știu dacă îndemolează casa sau nu, zi! Băi, fericire, nu știu, bă, zi. Băi, nici o mină, mă. Și ce faceți aici? Adică amenințați organul? Bă, vă dau amendă. Uite, ia uite la el, băi, băi, ce vrăjelă ieftin are, că cum ar veni că nu știe nimic, că se vede clar că e mână-mână cu Vasile. Bă! 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 Vreți să aduceți Roșia Montana aici, mă, zi, unde vreți să o amplasați? Băi, Robi, băi, să-i spui lui Vasile să ducă dracului cu Roșia lui Montana, că noi avem Roșia noastră de câmpie care e la fel de bună. Și mai mult, dă-i telefonul lui Vasile, zi să vină aici imediat. Hai, mă, termină, mă, cine te-a... Băi, dă-i telefon! Ziceți, domn primar, de ce vreți să ne otrăviți cu Roșia Montană? Ce e, mă, Coțeală, s-o umflat râța în tine? Ai grijă că m-am uitat în acte și la primarul de înfierbință era trecut numele meu, așa că cioc cu mic. Ce s-a întâmplat, mă? S-a speriat băiatul ăsta, Robi, m-a sunat, disperat că vreți să-ți nopriți din bătaie, după care pe mine... De ce, mă, că ați auzit voi că se face o mină aici? Ăsta e motivul? Ăsta e motivul precis, Vasile. Ia spune, în buzunarul cu ești tu acum, alu Soros, alu Olandu, care e cu calculatoarele și-a făcut virusul. Bill Gates. Așa, așa, ia zi, cu cât n-ai vândut, Vasile? Zi-mi, mai, cel mai important, tu zi-mi unde vrei să faci mina asta. Zi, arată așa, unde vrei să o faci, că vreau să știu dacă însurb casa sau nu, zi. Zi, zi, mă. Zi! Zi, Vasile, hai, nu, hai, mă, de ce tot zile acum? Unde vrei să o faci, îndemolezi casa sau nu? Bă, mă uit la voi, vorbește gura fără voi, ai răbdare, bă, firicele, bă. Bă, voi ați auzit ceva, mă, dar ați auzit un sfert de informație, mă. Nu e vorba, bă, de mină de-asta fizică. E vorba de minare pe calculator. Minare pe calculator? Da, celentan. Uitați-vă, bă, la el cum ne prostește în față. Bate joc de lui. Da. Ne luna mișto celentanul? Păi, nu că ar trebui să vă dau vouă socoteală, dar dacă vă că ați luat-o razna, trebuie să vă luminez mintea, mă. Bă, voi ați auzit de minare de criptomonede? Minare de criptomonede? Exact, Celentano. Ăsta e viitorul, bă, băiatule. Pe calculator. Nu se mai nevoie, mă, de bandă așa de hârtie nouă, deloc. Te duci frumos la magazin cu telefonul, ai lăsat acolo o criptomonedă și ai plecat. Dacă asta e criptomonedă, trebuie să ai un calculator special, ca la NASA. Eu m-am prins care e treaba, vă dați seama că sunt autodidact și știu cum merge treaba. Calculatorul ăsta ce face, mă? Consumă decât curent și bagă monezi de astea, m-ați înțeles? Deci nu e mină de asta obișnuită, mă. Adică cu sapa unde spargi stânca în bolvan. Nu, deloc. Unul s-a gândit mai deștept ca noi și ca voi și ca mine să zică minare. M-ați înțeles? Deci vă rog eu frumos. Nu o să fie nicio mină nici acum, nici pe viitor în fierbinți. Nici de aur, nici de argint, nici de nimic. Tot tipă calculator, clar? Sigur pe calculator e mina, nu e la noi în sat aici. Decât pe calculator. Bă, băieți, vă dau un sfat. Trebuie să intrăm și noi, mă, în criptomonede de astea, bă. Că după ce o să ne băgăm unghia în gât. Păi ce au făcut unii, mă? Au băgat în elete Mircea și acum ce fac? Se plimbă până Dubai cu Ferrari. Bine, recunosc că nu vreau până Dubai, că nu mă interesează. Dar măcar acolo o casă de vacanță micuță pe la Sărata Munteoru, tot ar merge, nu? Da, să trăiți. Acum vin, am înțeles. Hai, sănătate, băieți. Domn primar și micii? Hai, lasă aici, am. Am uzit. Voi lasă aici, că ne descurcăm noi cu ei. Vezi că poate-ți minezul acum, atâi cu micii.
Vasile, da? Da, primarul, cu respect. Ai adus banii? Se poate. Poftiți? Sunt toți, da? Să nu-mi dai țeapă la bani. Dacă îmi dai țeapă la bani, îți intru pe laptop și îți formatez sistemul bit cu bit, dă-ți mai rămân 10 megapixeli pe el, mai înțeles? Domne, sunt om serios, nu-mi primite funcția. Faci cum îți zic eu, da? Fii atent. Ăsta e laptopul despre care ți-am vorbit, da? Mulțumesc frumos. Nu, nu umbla la el. Nu-l auzi că formatează? A? Formatează pe blockchain. Ajunge acasă și după 2 ore îl deschizi, mai înțeles? De ce? Pentru că altfel pierzi tot ce ai lucrat până acum, o ia de la capăt. Oh. Deci fii atent, după aia dai drumul la programul de minare și în 3 luni de zile te-ai făcut om. Am un bonus pentru tine. Cum intri în dreapta, ai un folder cu 50 de bitcoin pe el. I-am minat eu pentru tine. Să ai de început, ai înțeles? Ce surpriză frumoasă! Da. Hai, nu-l zgâlții, nu-l desfaci, îl lași să lucreze, da? Da, sigur. O zi frumoasă. A fost o mare plăcere. Plăcerea e de partea mea. Ești mare, Vasile! Voyo.